inițiat o campanie, odată cu ziua apei, o campanie care a fost dedicată tuturor școlilor și liceelor din Turda și Turda. O campanie care a avut un mesaj de mediu. Noi am început-o în 21 aprilie, până 22 martie și s-a desfășurat până în 1 aprilie. Iar astăzi ne-am întâlnit aici pentru a premia elevii câștigători. Am avut o sarcină extraordinar de dificilă. Noi, toți cei implicați în acest proiect, să selectăm câteva din sutele de fotografii și desene care s-au strâns în decursul acestei campanii. Vă mulțumim tuturor celor care ați participat la această competiție, profesorilor, cadrul didactice, profesorilor coordonatori, părinților care au susținut copiii în demersul lor de a transmită mai departe acest mesaj. Mesajul despre apă, care este o resursă neprețuită. Noi am desfășurat această campanie împreună cu partenerul nostru de la Vestea, reprezentat aici de colega noastră, Alina Matan. Iar sarcina dificilă de a alege câștigătorii a avut-o domnul Cristian Cușan, doctorand de la Universitatea de Arte și Design. Bună ziua tuturor! Doresc să vă salut! Multă emoție și o să vă explic de ce am atâta emoția. În primul rând că sunteți prezenți aici copii talentați, copii care au pus multă dăruire în ceea ce au făcut și le vă mulțumesc atât copiilor, elevilor, cât și deopotrivă dascălilor și părinților care sunt de fața aici. Sunt foarte emoționat datorită faptului că acest eveniment de suflet, acest eveniment de talent se desfășoară în această sală care este pentru prima dată când o folosim. Practic, cu acest eveniment noi am inaugurat această clădire care a început acum 8 luni și uitați-vă că într-un timp atât de scurt am reușit deja să o facem utilizabilă. Compania de apă în ultimii ani s-a dezvoltat foarte bine datorită unei echipe inimoase, unui management deosebit. Am reușit să o aducem pe niște culmi favorabile, atât din punct de vedere financiar, cât și din alte puncte de vedere instituțional. Și ne-am gândit că ajungând la această performanță să începem să dăruim. Am inițiat și programul de la comunitate pentru comunitate. Și pentru cine să dăruim? Pentru voi, elevi, pentru copii, pentru cei care trebuie să crească în armonie, pentru cei care trebuie să se dezvolte ca persoane, ținând cont de trinomul dragoste, credință și curaj. Ați dat dovadă de aceste lucruri. Sunt cele trei noțiuni care definesc ființa umană, respectiv, sau cu alte cuvinte, o normalitate a ființelor normale, și voi trebuie să fiți cei care duceți înainte destinele României pe toate culmile progresului și a ceea ce doriți să fiți. Să nu fiți ce au fost alții, să fiți noi, să fiți vii și, bineînțeles, ascultând de părinți, ascultând de dascăl, dar trebuie să fiți voi înșivă. Am dăruit pentru copii în toate domeniile, în domeniul cultural, în domeniul sportiv. Am susținut aproape toate cluburile de copii din Turda. Încercăm să încurajăm sportul de masă, încercăm să construim noi instituții în Turda care să sprijine sportul de masă, să sprijine cultura, să sprijine talentul vostru. Sunt niște chestii, ieri le urmăream după masă când fetele le-au montat, excepționale, superbe. Le meritați, vă meritați premiile și eu vă doresc tuturor, atât vouă, cât și părinților, cât și dascălilor, mult succes în activitatea voastră viitoare. Bună ziua! În primul rând, eu reprezint Vestea și firma noastră va oferi tabelele pentru cei 5 câștigători.
Aș vrea să vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi în număr atât de mare aici și în primul rând elevilor care v-ați întrecut pe voi și voi, ne-ați trimis niște lucruri deosebite, dar nu în ultimul rând și tascărilor care au făcut posibil, tot posibilul ca aceste lucruri minunate să ajungă la noi. Și vreau să vă urez mult succes în continuare. Încep prin a felicita concurenții, atât concurenții cât și organizatorii pentru acest eveniment. Într-adevăr, misiunea mea nu a fost una ușoară, pentru că au fost foarte, foarte multe lucrări bune și foarte bune. Dar fiind un concurs, nu avem ce face, trebuie să selectăm din ele câteva care se reprezintă acest eveniment. Acest discurs vizual care acești copii ni-l propun astăzi, mi se pare de o maturitate extraordinară prin această conștientizare a elementului primordial apa și problemele cu care ne confruntăm momentan. De aceea sunt încărcate de simbol, de multe simboluri și vă invit să le priviți în amănunt, să le interpretați fiecare după viziunea fiecăruia. Sunt foarte interesante atât desenele cât și fotografiile. Felicitări încă o dată! Știu de acest eveniment din momentul în care a fost lansat de către compania de apă. Îi felicit pe cei care au avut această idee din partea elevilor noștri pentru că s-au implicat cu drag și orice inițiativă de felul acesta cred că este binevenită. Orice inițiativă adresată copiilor și care este menită să le dezvolte un talent artistic pentru că acestea sunt probabil mai puțin urmărite fără astfel de inițiative în școală. Știu că toată lumea urmărește matematica română, materii de examen și când apare o asemenea inițiativă, ea nu poate fi decât benefică și vă felicit pentru ceea ce face. Sper să și continue concursul și în anii următori. La concursul de fotografie avem două tabere.
Unul dintre câștigători este postdoc Ioana, Sofia Zipolescu, secretarul secretariat. Al doilea câștigător, Moca Radu, Colegiul Tehnic Turda, 12. Noi vă mulțumim tuturor pentru toată implicarea. Sperăm că acest proiect pilot să continue și la anul. Mulțumim și daspelor și elevilor și părinților și sperăm să ne revedem în aceeași formulă, poate cu altă tematică, poate într-o perioadă mai intensă această